Care sunt planurile voastre pentru mini vacanța de Paște? Luați-o. Cine are mini vacanță? Că eu muncesc. Da, noi lucrăm. Vom fi la serviciu. O să vin la serviciu, dar ca în fiecare an, atunci când suntem la serviciu, cu siguranță fiecare va aduce ceva bun și vom face o masă de Paște la redacție și va fi foarte eu frumos. Așa cervețări. Se întâmplă în fiecare. Noi avem două familii, cea de acasă și cea de acasă. De obicei cu atmosfera. El de dimineață este cel care întotdeauna are energie bună. Se compensează cumva faptul că da, nu aveți vacanță, dar vă faceți voi vacanță la muncă. Da, întotdeauna. E și o parte foarte plăcută în afară de munca foarte serioasă pe care o avem de făcut în fiecare zi. Există și partea asta plăcută de familie din redacție. Să petrecem cu cei dragi și norocul nostru că suntem ca familie și cei dragi. Asta este cel mai important. Atunci când ajungi la muncă și ai impresia că îi cunoști dintotdeauna, e un sentiment foarte plăcut. Gândește-te acum, lăsând gluma la o parte, că sunt 3 ani de când practic nu am făcut sărbătorile de Paște cu toți cei dragi, doar cu strict cei dragi. Când vă gândiți la copilărie, care este cea mai frumoasă amintire legată de Paște? Întotdeauna de Paște mergeam împreună cu părinții mei la biserica din centrul orașului, iar tatăl meu avea grijă la slujba de înviere să mă țină pe umeri și să cântăm împreună Hristos a înviat, lucru care pe mine mă emoționează de fiecare dată. Nu știu că lacrimile din noaptea de înviere sunt, cum să zic, sunt de tristețe sau de bucurie, dar cu siguranță sunt lacrimi care mi-aduc aminte de copilărie și de toată starea absolut specială din timpul slujbei de înviere. În cazul meu, tot așa mesele împreună cu părinții și cu întreaga familie, cu bunicii, din păcate ei nu mai sunt, dar îi port în inimă. Și cât o să trăiesc, o să duc mai departe măcar ideea asta de a celebra împreună și de a fi împreună cu adevărat, cu sufletul și slujba, așa cum spunea și Andreea, slujba de Paște. Amintirile mele sunt legate tot de bunici, pentru că acolo am crescut, acolo am copilărit și nu o să uit niciodată diminețile în care ne ducea bunica să ciocnim primul ou de Paște de ușa bisericii, așa era acolo tradiția, și nu o să uit niciodată hainele noi pe care le primeam de Paște și pantofii de lac, pentru că odată în an se întâmpla să ne înnoim și apreciam cu adevărat lucrul ăsta. Dar eu nu pot să spun că am petrecut în copilărie așa ceva, pentru că nu prea era voie. Adică toată lumea era mai chipzuită, știi? Și exista și o cenzură și atunci rămânea doar familia. În sânul familiei, da. Erau lucruri frumoase, tot așa, cu bunici, cu... Dar ieșitul la biserică, noaptea de înviere, foarte slab, foarte slab. Sigur, nu-mi pare rău. După 90 am prins gustul. Deci chiar dacă nu mai eram copil, și ce? Și dacă suntem mari nu putem avea minte de copil? Copii suntem. Bineînțeles. Doar că suntem copii adulți. Și haideți să le transmitem și celor care ne privesc un mesaj de sărbători. Să vă bucurați de Paște în liniște alături de cei dragi, să fie pace. Exact. Să fie pace și să apreciem tot ce avem, pentru că trebuie să ne bucurăm de lucrurile simple. Exact asta vreau să spun și eu. O sărbători în pace este mesajul cel mai potrivit în această perioadă, pentru că sufletele noastre au fost încercate, așa cum zicea și Mihai, în ultimii ani și cu atât mai mult acum, și avem nevoie de multă pace sufletească. Să vă îmbrățișați, să vă strângeți tare la piept pentru toți anii în care nu am făcut, doi, iată, în care nu am făcut asta, și să fim recunoscători pentru acum și clipa de față. Paște fericit! Eu spun așa, să fiți sănătoși, în primul rând, și să fim cu toții sănătoși, să ne vedem cu bine, dumneavoastră în spatele ecranului, noi în fața lui, și să vă bucurați de absolut fiecare minut pe care îl petreceți cu cei dragi. Paște fericit!